Transilvania mea sfântă, de mulți ai fost tu dorită, Doamne, ocrotește-i pe român. Daia noastră de armânt, păi el e la mașină, dar are listă. Doamne, ocrotește-i pe român. Vom cumpăra cu mulți bani propriul gaz de la Chevron. Asta e independența energetică. Și guvernul Andrei. Vedeți când vine mașina. Ați spus că la Vaslui nu e litoral. Ne filmează? Da. Ați începe curând pe vale sau pe deal. Chevron a poluat Kazahstanul, Nigeria, Brazilia, pomând și împrăștiind peste tot mizeria. Deși plătim scump apa, om cu om, guvernul o dă gratis, e bunim. Nu curim.
DJ! Dragi cetățeni, mașină sau auzi, pentru că poți să tai sau de foarte bine. Acestea sunt condițiile pe care ne-am creat noi singuri, în aceste condiții ne desfășurăm. Și vă rog foarte frumos să fie liniște ca să auzim cu toții ce vrem să comunicăm. Dacă am început pe o la primărie,
terminat tot cu rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp cu acest grup de inițiativă și cu bârlătenii și mai ales cu unii care au pretins că fac parte din acest grup sau care pretind că sunt inițiatori acestui grup, s-a întâmplat același fenomen ca în Marea Roșie. S-au despărțit apele. Noi ne disociem de orice coloratură politică în ceea ce facem noi. Fiindcă viața, dragii mei, nu are culoare. Viața este un dar al Dumnezeu, dat nouă și este cel mai mare dar. Și pe acesta noi îl apărăm. Nu altceva.